să nu câștigăm greu mereu. Nu cred că astăzi am început bine meci, dar după ultima fază de prima repriză nu am fost bine în atac. Și după în repriza a doua, când ești după în scor, ce se mai este în fața, mereu e foarte greu pentru că e greu de muncii împotriva de apărare. Pentru că noi am încercat cu 7 cu 6 și a fost bine, dar Moreschi a fost foarte bine în repriza a doua și nu am avut șanse. Că în apărare 6 cu 6 am fost bine, dar în ultimul moment unde a fost pasiv, CSM a aruncat cu Cristina, Omoreghi și a fost gol. Și când a alergat în contraatac și repriza a doua, pentru noi a fost, n-a fost corect cum am fost în apărare. Sunt dezamăgit pentru că n-am castigat, dar cred că am încercat tot, dar am arătat foarte multă aruncare când am jucat 6 cu 6, am arătat 2 sau 3 de 7 metri și cred că diferența că a avut așa a fost. Dacă avem multe greșeale împotriva echipa cu este CSM, echipa din Champions League, echipa foarte puternică, așa s-a întâmplat, dacă nu ai nicio șansă. Presiunea pe care o puneam? Da, normal. Pentru noi și galeria e foarte important, dar nu știu cum a fost treaba, nu știu cum a fost, nu am fost aici, dar noi trebuie să ne descurcăm singur. Trebuie să ne pregătim și mai bine și să ne descurcăm cu galeria și fără galeria.